Astăzi vreau să vă arăt unboxing-ul campaniei 11 de la Avon. Așa arăta catalogul din care am pus comanda. Cred că v-ați obișnuit deja cu mine să vă arăt unboxing-urile pe sfârșitul campaniei, dar asta este, așa pun comenzile. M-ați întrebat unii dintre voi de ce nu apare unboxing-ul campaniei 10. Din păcate nu am reușit să-l filmez, am avut ceva probleme, a trebuit să dau și produsele și asta este, nu am mai reușit să filmez. Am comandat 30 de cataloage C12, arată tare drăguț, sunt curioasă și eu să văd cum sunt parfumelele astea. Nu o să mi le comand pentru că mi se par destul de scumpicele la 30 de mililitri. Bineînțeles că dacă chiar îmi place vreunul, probabil o să comand, dar am destul de multe parfumuri și chiar nu am nevoie momentan. Am primit aici un pliant care arată așa și ne informează aici că începând din campania 15, nu vor mai fi 3 săptămâni de campanie și vor fi 4. Sincer, asta pe mine mă bucură pentru că mă cam încurca puțin chestia asta cu 3 săptămâni. Sunt persoane care nu își permit să pună 2 comenzi într-o lună, dintr-un singur salar, așa că fiecare lună cu campania ei mi se pare mult mai bine. Dar mă dezamăgește foarte mult ridicarea asta de sume pentru discount. După cum vedeți, ca să ai 40% discount, nu mai este pragul de 1000 de lei, este de 1300. Dacă ai o comandă de 299 de lei, ai doar 15% discount, ceea ce mi se pare foarte puțin. Majoritatea reprezentanților mei pun comenzi până în 300 de lei și mi se pare ceva normal, pentru că nu toată lumea are comenzi mari, nu toată lumea își permite să comande atât de mult. Văd că ei pun pragul acesta tot mai mare, tot mai mare, ceea ce este foarte deranjant și urât. Asta mi se pare foarte aiurea, dar asta este. Dacă vrem, mai ne ocupăm, mai comandăm, dacă nu, nu, n-avem ce face. Aici ne arată câteva premii pe care pot să le câștige liderii dacă au înscrieri noi și dacă au reprezentanți activi. Sunt premii drăguțe. Să văd ce piante am mai primit pe aici. Iarăși aici o dezamăgire pentru reprezentanții noi, ce cadouri pot să primească. Înainte se primeau cadouri 5 campanii, acum doar 3, ceea ce este destul de dezamăgitor din nou. Dar totuși sunt premii drăguțe și în a doua campanie mi se pare chiar foarte, foarte convenabil. La o comandă de 320 de lei primiți setul cu parfumul Today, loțiunea de corp și parfumelul mic. Dacă vreți să deveniți reprezentanți, puteți câștiga toate aceste 3 produse, cadouri. Și dacă vreți, eu vă pot ajuta cu mare drag, vă aștept în campania mea, bineînțeles, dacă vreți, în grupa mea. Aici cadourile pe care le pot câștiga reprezentanții care devin lideri sunt drăguțe. Aici am primit câteva broșurele, cred că sunt 30 pentru că am comandat 30 de cataloage. Mie mi se par cam în plus astea pentru că nu văd nicio ofertă mai mare ca și în cataloage. Sunt aceleași produse, aceleași prețuri. Am primit 2 My Avon Magazine și un ofertă pentru reprezentanți. Așa. Eu am comandat câteva plăsuțe, nu mai știu exact cât, dar aici am 2 seturi medii și unul mic. Și acum vă arăt produsele. Am avut 2 geluri de duș din acestea cu hibiscus. Probabil mai sunt, nu știu dacă în această aromă, dar am destul de multe geluri de duș ca de fiecare dată. Așa, încă 2 din acestea cu magnolie și cred că floarea asta este bujor.
Așa, să văd cum pot să le așez în capă cât mai multe. Am unul din acesta albastru pentru bărbați. Toate sunt la 500 de mililitri. Încă unul tot pentru bărbați. Și în cutia asta cred că cam atâtea geluri de duș sunt. Am și două spumanturi de baie. Unul cu coacăze și zmeură și unul cu mango. Astea erau și la reducere în catalogul acesta. Am avut și un șampon Advantech Mixed la 400 de mililitri. Un șampon pentru copii cu prune. O loțiune de Corp Attraction. Eu mi-am comandat acest gel intim cu aloe vera pentru că cel pe care l-am acum în baie s-a terminat. Tot eu mi-am comandat două măști de față de la Planet Spa, așa tip șervețel. Cred că le-am mai avut mai de mult, dar vreau să le mai folosesc. O să vă spun părerea despre ele în produse terminate. Tot eu mi-am comandat această mască de față cu minerale de la Marea Moartă, Planet Spa. Îmi place foarte mult cum acționează pe ten această mască. Eu am mai avut-o, îmi plac toate produsele din gama aceasta cu minerale de la Marea Moartă. Mie mi se potrivesc foarte bine. O să-mi vedeți degetele negre pentru că așa m-am făcut de la servici și nu se duce. Nu sunt murdară, m-am spălat, dar asta este. O să iasă la 2-3 spălări, zic eu. Așa. Am pe comandă două geluri din acestea pentru epilat. Au fost la reducere, cred, cu vreo 7 lei. Aici este o pereche de ochelari, dar nu-i desfac pentru că sunt pe comandă. O mască Clear Skin din aceasta neagră, tot pe comandă. De la Encanto Charming am avut spray-ul de corp și uleiul de corp. Miroase foarte bine gama aceasta. Eu am cumpărat spray-ul de corp Encanto Intens, acesta care o să se lanseze. L-am și folosit, este foarte dulce. Este un miros așa mai mult potrivit toamna-iarna pentru că e foarte dulce. Mie mi se pare că se aseamănă mirosul cu parfumul Faraway Glamour. Nu este exact, dar se aseamănă foarte mult. Nu știu, asta este părerea mea. Mai am două măști de față din acestea Planet Spa Radiant Gold. Una este pe comandă, una am comandat-o eu, dar cred că o să o fac cadou pentru că eu nu folosesc produse care conțin sclipici. Mă deranjează foarte tare și nu le pot folosi. Dar îmi place foarte mult cum miroase. Am un demachiant din acesta Avon True Color pe comandă. Eu mi-am recomandat uleiul de păr Advantech Mixed, din acesta cu argan. Unul este pe comandă, unul l-am comandat pentru mine și două le-am comandat în plus. Am zis ca să am în stoc pentru că este uleiul meu de păr preferat și campania trecută nu era în catalog, așa că am zis să fie. Probabil dacă o să văd că este și tura viitoare în catalog, o să mai fac cadou din astea și o să mai comand altele, dar am zis să fie. Încă un ser Advantech Mixed, pe comandă a fost acesta. Mie ăsta cu ulei de argan îmi place cel mai mult. Am comandat două cremițe din astea Avon Care cu cacao la 75 de mililitri. Cred că o să le fac cadou clientelor care au avut comenzi mai micuțe. Și două am comandat cu cocos și una este pe comandă. Asta cu cocos am mai folosit-o și eu și îmi place foarte mult. Sunt sigură că și cea cu cacao este la fel de fain, doar că pe aceea eu nu am folosit-o.
am un parfumel celebru fresh. Acesta este nou lansat. Uitați cât de drăguță este cutia asta. Îmi place foarte mult. Eu de obicei nu țin cutiile parfumurilor, dar asta îi arată foarte bine. E pe comandă parfumelul acesta. O cremă de mâini cu banane. O ojă din aceasta cu uscare rapidă în 60 de secunde. Și un mascara de la Lux. Eu am comandat acest parfum Avon Collection Violeta. Am primit un mesaj de la cei de la Avon. Au văzut că n-am pus încă comanda și mi-au spus că pot să comand acest parfum doar la 20 de lei dacă am o comandă de... Nu mai știu sigur cât era pragul acela. Și am zis, de ce nu, dacă e doar 20 de lei, să mi-l comand. Nu știu cum miroase. Deocamdată nu-l desfac, nu știu ce o să fac cu el. Probabil o să-l păstrez, pentru că sunt curioasă oricum să văd cum miroase. Un parfum Today la 100 de mililitri pe comandă. Acum vă arăt multe parfumuri. Un Mesmeriz Black care a venit foarte șifonat, dar sper să nu se supere clientul că arată așa cutia. Parfumul Maxima a fost o ofertă dacă cumpărai două parfumuri din cele care erau acolo pe pagină, erau cu 120 de lei. La fel am și Maxime, echipa întreagă, cum ar veni. Parfumul Yves Confidence a fost doar la 40 de lei, o ofertă destul de bună. Unul l-am avut pe comandă, unul l-am comandat eu pentru mama mea. Aici un parfum din ăsta mai ieftin, care l-am cumpărat eu să-l fac cadou la o persoană care a comandat de o sumă un pic mai mare. Un parfum Persiv Soul pe comandă. Aici am parfumul Incandescence Enjoy. Asta l-am primit eu, dar nu mai știu sigur dacă trebuia să primesc campania asta sau campania trecută, dar nu a fost pe stoc. Sincer, nu mai știu. Parfumul Faraway Rebel a fost doar la 46 de lei și am avut 3 pe comandă. Așa. Se aud păsărelele afară pentru că am geamul deschis. Este foarte cald în cameră. Un Rare Pearls pe comandă și ăsta a fost la 37 de lei. Sau 47, îmi cer scuze, 46-47 de lei. Un Summer White Sunset. Am avut un set Will Country la care am primit și o plăsuță. Imediat vă arăt. Setul a fost format din parfum, spray de corp și acesta este gel de duș și șampon, cred că, și plăsuța. Mai am și două parfumuri Aspir Men, pe comandă au fost și astea. Un nelipsit individual blue. După cum știți, acestea sunt cele mai comandate parfumuri de bărbați. Cel puțin la mine așa este. Am două parfumuri Yves Duit. Campania trecută trebuia să le primesc, dar nu au fost pe stoc, așa că le-au trimis acum. Un parfumel Incandescence la 30 de mililitri, au fost doar la 20 de lei, un preț bunicel. În broșurica aia mică erau 23 de lei, deci a fost mai bună în campania asta. Un parfumel micuț Attraction. Așa, și aici mai am doar câteva deodorante cu bilă pe care vi le arăt imediat. Am un Faraway Glamour, două din acestea cu 72 de ore protecție, ceea ce nu e adevărat. În primul rând, nu cred că stă nimeni să nu se spele atâta timp. Și tot din gama asta, acestea trei.
Am avut pe comandă această borsetă, care este destul de măricică. Cred că a fost 20 ceva de lei. O perie pentru păr. Și un ruj lux. Așa. Să văd dacă reușiți să vedeți nuanța. Nu, nu pot să focalizez. Oricum am o cutie în brațe și de asta nu pot să mai apăs pe focus. Aici am 3 geluri din astea de duș noi. Sunt de bărbați, cred. Da, un miros marin, un pic mentolat. Unul a fost pe comandă și două am comandat eu pentru că mi-a plăcut mirosul în catalog. De fapt, acum văd că sunt 4 în total. Cred că eu am comandat 2 și 2 au fost pe comandă. Și în cutia asta mai am doar, nu știu cum să fac să vă arăt, doar geluri de duș pe care le-am cumpărat eu ca să le fac cadou clientelor. Îmi place foarte mult să ofer cadouri celor care comandă campanie de campanie la mine și așa clienții mei rămân fideli. Și cam asta a fost comanda. Nu este o comandă foarte mare, după cum v-am zis, la fel cum era de obicei, dar totuși eu sunt mulțumită și le mulțumesc foarte mult celor care comandă la mine. Vă mulțumesc și vouă pentru vizualizare, vă mulțumesc că îmi sunteți alături și chiar dacă nu am apucat să fac unboxing-ul campaniei 10, m-am bucurat că mi-ați simțit lipsa și m-ați întrebat. Cer scuze, sper să nu se mai întâmple. Vă mulțumesc încă o dată și vă pup și vă doresc numai bine. Pa, pa!